Polițiștii suceveni au fost protagoniștii unei noi urmăriri pe drumurile publice și apoi prin fugă pentru prinderea unui șofer fugar. De această dată totul s-a petrecut pe străzile din municipiul Câmpulung Moldovenesc. Asta după ce un echipaj de poliție rutieră din cadrul poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe strada Calea Bucovinei din localitate. Însă conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acesteia, folosind semnalele acustice și luminoase ale autospecialei din dotare. Cursa a durat până pe strada Aurel Vlaicu, unde șoferul urmărit a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a izbit cu mașina în bordura trotuarului. După incident, din autovehicul au coborât doi tineri care au rupt-o la fugă, încercând astfel să se sustragă controlului. Oamenii legii au pornit în urmărirea lor până pe strada Badea Cârțan, unde l-au interceptat și legitimat pe unul dintre ei, fiind vorba despre un tânăr din oraș în vârsta de 19 ani. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta era pasager în autoturismul vizat de polițiști, conducătorul auto fiind un tânăr câmpulungean în vârstă de 20. 22 de ani, care are permisul de conducere suspendat. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal ce urmează a fi soluționat procedural.